Pasilă! Iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea m-a apucat așa de tare, suindu-mă la această tribună, pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, că în aceste momente solemne mă gândesc la țărișoara mea, la România! Bravo! 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 Societatea noastră are de scop să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău. Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Societatea noastră, dar, noi, ce aclamăm? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră. Să vedem opinia lui domn Farfurini. Iată, dar, opinia mea. Din două una, dați-mi voi. Ori să se revizuiască prima dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși, am zis! Bravo!